La eveniment au participat peste 1000 de inventatori, iar Universitatea Constantin Brâncuș a reușit să obțină 4 medalii de aur și 4 premii speciale pentru brevetele de invenție rezultate din proiectele de cercetare ale cadrelor didactice de la Facultatea de Inginerie. Salonul promovează invențiile, literatura științifică publicată a autorilor din țară și de peste hotare, doritor să le facă cunoscute publicului larg. Delegația universității a fost condusă de rectorul Luminița Popescu. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu a participat la Salonul Internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ, desfășurat în perioada 12-13 octombrie anul acesta la Chișinău. Delegația universității a fost condusă de mine, Luminița Popescu. La acest salon de inventică noi ne-am înscris cu 3 brevete de invenție. Au fost înscriși foarte mulți inventatori. Organizatorii au anunțat că au fost peste 1000 de inventatori înscriși, inclusiv în varianta online. Profesorii s-au întors acasă cu 4 medalii de aur. 3 medalii au fost obținute pentru brevetele de invenție rezultate din proiectele de cercetare ale cadrelor didactice și o medalie de aur pentru modul de organizare a standului de expoziție pe care l-a avut Universitatea Constantin Brâncuș. Brevetele noastre au primit medalia de aur, fiecare dintre acestea, deci 3 medalii de aur pentru cele 3 brevete și încă o medalie de aur pentru prezența noastră și modul în care a fost organizat standul de expoziție pe care l-am avut la acest salon de inventică. Aș mai adăuga, acest salon de inventică a fost organizat de Universitatea de Stat, Națională de Stat Ion Creangă din Chișinău, una din cele mai mari universități din Republica Moldova. Universitarii de la Facultatea de Inginerie UCB au făcut o impresie mai mult decât frumoasă la Salonul Internațional de Inventică și Antreprenoriat Inovativ.